știi, te va asculta. Ani de liceu, emoții la română sunt. Ani de liceu, când la mate dai de greu. Ani de liceu, când ți soarele în mână și te crezi legendar, Prometeu. Ani de liceu, când se întâmplă tragedie, fiindcă el te-a țărit la un film cu al băiat. Ani de liceu, le fiind cu poezie, face altul mai bun, mai curat. Arc tangent din 1 pe x pătrat aparține lui 0 pi pe 2. Așa, și de aici rezultă că 1 pe x pătrat aparține lui 0 pi. Văd că ți-a prins bine corigența. Puișor, 10. Și la lucrare, tot 10. Fii atent! Asta te obligă. După ce când n-ai luat decât un pârlit de 5, te mai ții și de prostii. Tovarășe pedagog, eu n-am vrut decât să... Tată, am luat 10 la isoșel, 10! Știam eu că poți mai mult. Tu ce ai făcut, Ionică? Eu am luat 5. Vă rog să nu-i spuneți lui tata. Important e că am trecut. Câteodată da, câteodată nu. Lăsați că acum în clasa 10-a o să fim premiați. Bine ar fi să fie așa. Hai să mergem la cămin să vă văd aranjați. Lați că iau eu valiză. 10 la ce zis, mă? La isoscel. La isoscel? Da. Mihai! Nu te-am văzut în cardan. Ce cauți aici? Bună, Dana. Să vezi, eu luam niște caiete. Te-ai dat corigența? Ce-ai făcut? Da, am dat-o. E în regulă? Da. Și Ionică? 5 cu felicitări. Bine, uite, trebuie să mă duc să duc cumpărăturile. Ne vedem mâine la școală. La revedere! Gata, băieți, curarea! Hai, toată lumea! Hai, băieți, hai! Hai că începe școala fără voi! Iar începem, mă. Ionică, știi la ce m-am gândit eu? Ce? Anul ăsta nu mă mai las. Am înțeles. Ai visat-o pe isoscel că spune coroniță pe cap. Hai, Adriane, scoală! S-a terminat vacanța! Scoală, Adriane, scoală! Să trăiești, Nea Pantele! Salut, năzrăvanilor! Noroc! Mergem, că întârziu. Alo, alo. Brava, strică treaba. A, tovarășe profesor. Bună ziua. Știu. Știți, noi... Și eu tot la... Da, da, se cuvine ca elevii să meargă cu 5 minute mai devreme. Adevărat. Hai. Uitați, vă sunt dator cu o felicitare. Mie nu mai cu jumate. Da. Există jumătăți de felicitare? Credeți că eu nu vreau în 10? Dar nu s-a îndurat, tovarășa profesor. Deocamdată important e că ai făcut. Sigur că trebuie să învățăm pentru concursul care ne așteaptă la sfârșitul anului. Pentru treaptă. Dar nu înseamnă că din asta trebuie să facem un scop în sine. Chiar dacă la treaptă o să dați examen numai la câteva materii, nu înseamnă că celelalte sunt mai puțin importante, nu? E perseverent, Șerban. Îmi place băiatul. Altfel nu putem urca spre alte trepte, nu? Eu ți-am zis că de ce mai pui flori incognito. Deci, nu trăim singuri într-un spațiu gol. Constituim cu toții un tot unitar în care fiecare se valorifică în funcție de coeziunea și unitatea acestui ansamblu. Toți pentru unul și unul pentru toți, nu? Ce părere ai, Geta? Despre ce, tovarășe dirigent?
Păi spre ultima linie, în moda vedetelor de muzică ușoară. Hai, răspunsul data viitoare. Cu documentație suplimentară. Ah, m-am luat cu vorba și am uitat să discutăm despre ședința UTC. De acord să o facem ora viitoare? Da! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Ce facem la adunarea UTC? Mă critici tu? Te critic eu? Sau ne facem autocritica? Nu știi că e mai ușor să critici! Îți mulțumesc pentru floare, Șerban. N-ai pentru ce? Ți-am mai spus și anul trecut că nu sunt eu autorul. E minunat, Șerban. Să știi că nu l-am cumpărat. Nu? Dar de unde l-ai? În vreme ce tu culegeai laur cu șahul tău, eu culegeam scoici. Pentru tine. Eu ți-am spus că nu merită. Treaba ta. Te privești. Hai să mergem. Hai, hai să mergem. Bună, Dana. Credeam că ai plecat. Mai ai nevoie de ceva? A făcut mama un suflet bun cu brânză. Vrei să ți-l încălzesc? Nu, m-am descurcat singur, am și terminat. Dar cu calul ce ai făcut? L-am mutat în D6. Dacă îl mutai în F6, o încurcam cu Regina. Nu cred. Vino încă. Poftim. Da. Fier ar să fie, n-am văzut. Lasă piesele așa, să nu strici jocul. Acum trebuie să plec la uzină. Nu, cred că aici trebuie aplicată metoda Casablanca. Capablanca, tată! E, Capablanca, dragă, stai, n-am dat cu parul. În niciun caz, zici nebunul. Pachetul ți l-ai făcut? Da, e în servietă. La revedere. Cum a fost la școală? Bine, am să-ți povestesc. Pupă pe mama. De școală. O floare și un golier de la Șerban, în care parcă aud simfonia solemnă a mării. Dana, ai venit? Da. Cum a fost? Bine, te sărut. Te sărut. Ce-i cu colierul ăsta? Mi l-a dat un coleg. Ce coleg? Un coleg. Un coleg de clasă. Știi, Dana, hai să-l punem la gât. Frumoasă ești. Alo, da? E? Ai venit de mult? Acum, să rămână. Cum e clasa 10, a?
Mama, am uitat să... Scuză-mă, să rămână. Adio. Dragă tată, află despre mine că sunt bine sănătoși, ceea ce le dorești și pacienților tăi. Ca întotdeauna mama ți-a luat-o înainte, așa că am ieșit la raport în fața ei. Numai că nu i-am spus că și anul ăsta o să ies premiant. Acum te rog să zâmbești. Operația s-a terminat, pacientul supraviețuiește. Dicky se apropie de tine și îți oferă săpunul tău preferat. Ce săpun e ăsta? Margareta. Ce naiba, Dicky, ți-am spus că-mi place Oana. Apă. Și acum sunt sigur că ți-aduci aminte și de odorul la ta, care a trecut prin botezul de lumină al primei zile din clasa 10-a. Dicky, fă-te rog numărul meu de acasă. Și bineînțeles că Vicky e din nou în pauză de memorie. Iar am format 23 în loc de 32. Alo, Șerban? Dragă tată, pe tine te anunț că diseară o să ai o plăcută surpriză datorită geniului culinar al fiului dumitale. Coca afumată și caise sfârite cu aromă de zahăr ars. Auzi, i-o dat năzdrăvanului prin minte. Am aranjat cu Adrian, mergem toți trei la cinema. Ne-a și semnat pedagogul biletele de voie. E un film tare, la Gloria. Nu merg. De ce? Mă, vreau să lucrez la matematică. Mă, ce ești nebun? Din prima zi? Nici n-am avut oră cu isoscel. Mă, Ionică, ți-am zis, anul ăsta nu vreau să mă las. Nu râde. Ia uite-l pe ăsta, dorme pe el. Bă, scoală, bă, începem filmul. Eu sunt gata de mult, mă. Băi, băiatule, fii atent, eu în locul tău nu mă ajungă cu isos cel. Fii atent ce spun. Tu e. De 3 săptămâni n-apuc un bilet, așa. Un bilet, un bilet. Ce face, lua bilete? 4, păi nu așa ne-a fost vorba. Dar Mihai unde e? E cufundat în studiu. Ce cercei de Murano ai? Din recuzita maică-mi. Aveți un bilet în plus? Da, avem. Dă-i-l pe ăla de lângă Adrian. Nu, da. Ah. Om te-am făcut. Om, om. Mai nenorocit. Om te-am făcut. Hai. Rar să fie. Nici nu știi cum să începi. De ce să începi? Poate că-i de ajuns să continui. Și când te gândești că nu știi mai nimic unul despre celălalt. Opa! O trădesc pe isoscel? Studiez șahul. Hă? Băi, fii atent, nicio vorbă. Bine, bine, secretosule. Mai stai? Mai stau. Bun. Excelent, Vlad. Mulțumesc. Treci la loc. Ei? Cine continuă? Mihai. Ia să te vedem, Mihai. Poftim, deja tablă.
Să vezi ce ți-l tamponează isoscel. Bravo! Mulțumesc! Cred și eu are materia proaspătă de la corijență. Mihai! Ce-ar fi să mergi și tu anul ăsta la Olimpiada de Matematic? Vă rog să nu vă spărați, dar nu cred că pot. Dar ce vorbă e asta? Știți că... Bine, după ora rămâi în clasă. Ce mai ești nebun? Vrei să te ceri cu isoscel? Lasă-mă că știu eu ce fac. Încă un exercițiu. Ei, ce părere ai, Adriane? Hai! Să vedem ce face Adriane. Ionica! Mâine vine și Dana la Ateneu. Stați cu tata! Nu aștept? Stați liniștită! Ce ai acolo, puișor? Rugaște, te rog așa. Ce caută ele la ora de matematică? Știți, le-am adus pentru laboratorul de naturale. Emil e biologul nostru. Așa, ce? E biologul nostru. Așa, și ce vrei să faci cu ele? Disic! Băi, de mine, cum adică le tăiați? Da? A dus odată și un șarpe. Vai! Da, nu tăiați nicio broască. Vă rog, copii! În recreație! Mihai, rămâi cu mine. Hai, Emile, lasă! Alo, băiețică! Nu crezi că e cazul să ne cerem scuze că stăm cu fața la spatele tău? Rog blazoanele dumneavoastră să scuze bazoanele noastre. Ce ți-a cășunat așa pe Ionica? Nimic deosebit. Mă calcă pe nervi. Aha! Asta ține tot de stilul tău. Așa de a fi original. Zău, tovarășe profesoare, nu vreau să-mi o luați nume de rău, dar... Mihai, tu ai vreun parapon pe mine că te-am lăsat corigent? Nu, tovarășe profesoare. Atunci fă-mă să înțeleg. Ce e în capul tău? Eu îți doresc binele, iar tu te încăpățânezi ca un catâr. Ce înseamnă nu pot? Nu intrăm? Vă rog să mă scuzați, tovarășul profesor, că am avut o discuție. Poftim. Mihai, te rog să te mai gândești. Tovarășa profesor. Ce vrei? Tovarășa profesor, vă rog mult de tot să-mi dați broaștele înapoi. Așa, profesor, vreau mult să-mi dați broaștele înapoi. Mai bine, cine vă veți voi, mă, să tăiați betele broscuțe? De la mine nu vezi un picior de broască, mă auzi? Dar nu-i bă de ele. Doar așa, profesoară. Tovarășa directoare, eu m-am gândit să începem pregătirea pentru Olimpiadă mai devreme. Pentru asta vă rog să ne ajutați să întocmim niște grafice de ore suplimentare. Uitați-vă ce propun eu. Sunt și eu de părerea colegilor mei că Vlad ar fi mai potrivit ca secretar al biroului nostru. Șerban să rămână membru al biroului. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Nu. Atunci? O clipă, Dana. Tu ești reprezentanta comitetului. Ai colaborat tot timpul cu biroul. S-au spus aici păreri diferite, chiar contradictorii despre activitatea lui Șerban. Tu ce părere ai? Acu. Șerban este un băiat cu foarte multe calități. Este silitor. A fost premiantul clasei noastre. Este inteligent și are multă fantezie. Aș spune că are și umor, ceea ce este evident o calitate. Numai că... uneori devine malițios. Și cu asta cred că ating o trăsătură negativă a comportamentului său. Ține minte trei cuvinte. Adio.
Mărturisesc că m-am gândit de foarte multe ori la lucrul acesta. Noi ne cunoaștem bine. Încă n-am putut să-mi dau un răspuns clar. Încă ceva, dacă se poate. Ar fi cazul să aflăm și părerea lui Șerban? Dacă aceasta este părerea colegilor despre mine, consider că n-are rost să rămân nici măcar membru în birou. Nu asta așteptam de la tine, Șerban. Vreau să știu ce gândești despre reproșurile care ți s-au făcut. Cu cele mai multe nu sunt de acord. Poate că sunt cam orgolios, asta recunosc. Ah, dar dacă poate tocmai din orgoliu, nu poți să recunoști altceva. Posibil, tovarășe profesor. Teoretic posibil. Vedeți, e adevărat, cel mai bun cunoscător a ceea ce reprezentăm suntem noi înșine. Numai că pentru o evaluare cât mai exactă, e necesar să ne raportăm permanent la părerile celorlalți. Sunt sigur, Șerbane, că o să gândești mai mult la spusele colegilor tăi. Nu? Așadar, supunem la vot. Cine este pentru schimbarea secretarului organizației noastre? De ce nu ridici mâna? Lasă-l, mă, că nu-i dracu așa de negru. Tu nu vezi că și el e de acord? Deci părerea majorității este pentru. Cine este împotrivă? Se abține cineva? Se impune deci să alegem un nou secretar. În timpul discuțiilor s-a făcut o propunere. Sunteți de acord cu ea? Da! Aceasta înseamnă că începând de acum, secretarul biroului organizației UTC al clasei a 10-a B este Vlad Hulubei. Hai, Dana, nu mergi și tu? Ba da, vin imediat. Hai odată că pierde masa. Stai, mă, că merg. Pedagogul a plecat, n-are cine să ne semneze biletele de voie. Și atunci ce facem? Las pe mine, hai să mergem. Mă, dar e sigur că găsim bilete? Da. Uite, vezi dacă ne scriam și noi la concert? Acum nu mai are o probleme. Da, tu ești numai cu muzica ușoară. Ai tocat destul la cap. Ți-am spus că o să găsim. Așteptăm acolo. Nea Pandele, arde, Nea Pandele. Ce, bă? Urgent la telefon, tovarășa directoare, urgent la birou, tovarășa. Uite, arde? Da, arde, bă. Nea Pandele. Psst, hai. Pandele la telefon. Să trăiți, să rămână la tovarășa directoare. Alo? Alo? Dar ce-o mai fi și asta? Am crezut că ceea ce discutăm, bun sau rău, rămâne numai între noi. Dar dacă acest bun sau rău privește și pe alții? Pe mine ceilalți nu mă interesează. Tu nu înțelegi că noi nu putem trăi singuri într-un spațiu gol, cum spunea Socrate? Faptele noastre... Faptele tale sunt foarte clare. M-ai acuzat că sunt malițios, individualist. Că sigur Șerban o fi el băiat bun, dar care serioase lipsuri. Așa că ne abținem când e vorba să votăm, nu? Am spus ceea ce gândesc, Șerban. Atunci rămâi cu ceea ce gândești. Salut, Nea Pandele. Salut! Ai vorbit cu domnul directoare? Am ajuns prea târziu, mă fi ar să fie. Dar a fost însă pe aici. Tovarășe directoare? Control, ca de obicei. A făcut prezența. Dar voi, cred că ați avut bilet de voie, nu? Nea Pandele, să vezi... Noi am plecat fără învoire, că nu era tovarășul pedagog aici. Auleu, o să fie tărăbui? Da, da, să știi că am fost la Ateneu, la concert. Uite program. Bă, concert, dar tare mi-e teamă că o să aveți muzică și cu tovarășa directoare. Auzi,
Eu aș zice să vorbesc cu diriginele. Ce faci, domnule? Nu vii să te culci? Mâine o să fii năuc de cap. M-am prins. Povestea cu simultanul. Mă, ce perspicace ești. Dar de ce nu dormi? Mă gândesc la povestea cu directoarea. Azi m-am certat cu Șerban. M-a jignit. Îmi pare rău. Dar faptul că-l iubesc, că mi-este prieten, nu mă poate face să-l iert. Oare ce fel de om este Șerban? Gata recreația, Ionică! Bă, eram de mult în clasă. Fii, bă, serios. Emil! Vine, 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 ce zic eu? Să vorbești cu Socrate să te mute în locul lui Șerban. Așa poate să o uită și la tine. Spera, spera, astra. Asta ce mă e? Răsfoiește latina de 8. Pasează, pasează! Mă scuzați, elevul Marinescu Mihai este chemat la tonașul diriginte. Vă roagă să-l învoiți. Mihai, du-te la diriginte. Pasează! Dana, nu ești la sport cu fetele? Nu, nu mă simt prea bine. Lucrezi la referată pentru cercul de română? Da, și nu-mi iese, mai am atâta de fișat. Uite, dacă vrei aș putea să te ajut eu. Ce mai trebuie să citești? Chiar ai putea? Sigur că da. Bine, uite, cam despre asta e vorba. Și când îți trebuie fișele? Mihai, zău, parcă nici nu îndrăznesc să te rog. Peste 3 zile e bine? Mihai, m-ai scos dintr-o mare încurcătură. Ce faci, puișor? Mă scuzați, tovarășa profesoară, mă duc la tovarășul diriginte. Poftim. Să știi că e foarte afectată că nu vrei să participi la olimpiada de matematică. Mi-a vorbit foarte frumos despre tine. Și la urmă, eu cred că ar trebui să fii încântat. Sigur că da, aveți dreptate. Însă eu nu mă simt în stare. Mi-a spus că acum ești foarte bun la matematică. Tovarășe profesor, simt că dumneavoastră vă pot spune. Adică, dumneavoastră puteți înțelege. Știți că corigența de astă vară m-a descumpănit foarte tare. Iar acum, la olimpiadă, dacă n-aș obține un rezultat bun, mi-e teamă că aș prinde o aversiune față de matematică. Și mai am o problemă. Eu cu Ionică avem o mare rugăminte. Știți că eram fost și noi la concert, la Ateneu? Dar fără bilet de voie. Știm că n-am procedat corect. Am aflat și tovarășa directoare și l-am păcălit și pe Neapandele. Aha. Și el pe voi. Directoarea n-a fost ieri la voi la internat. Biologia? Păi cum ne-a fost vorba domnul Ionică? Domn Coace, că de-abia am găsit amprentele. Cărți polițiste? Pofta în cui? Ce amprente, mă, spune, ce amprente? Ce amprente? Amprente! Hai, mă, spune și mie, mă, ce amprente. Ia las-mă, băci. Ai reușit să faci problema? Da, am prins un tip, mai am.
Dana, ce-i cu tine? Ți-e rău? Nu, n-am nimic. Uite, ți-am adus fișele. Dar când le-ai făcut așa de repede? E, n-a fost mare lucru. Îți mulțumesc, Mihai. Mi-a făcut plăcere. A fost extraordinar. Când ieșeam de la film, m-am oprit un moment și atunci... Hai să mergem. Și mi-a părut foarte rău că nu poți să rețin deloc principiul numărul 2. Ce vrea să zică, mă, cu asta? Nu vezi, mă, își bate joc de mine. Cred că s-a prins cu florile. Ah. Auzi, da, da, ce vrea să zică cu amor, omnia, vincit, improbus? Păi, de fapt era labor, omnia, înțelegi? Adică munca stăruitoare învinge totul. Adică amor, vincit. Bă, nebi să fiu dacă n-are dreptate. Ai grijă. Să rămână, să rămână. Bună ziua, băieți. Să fii cu minte, mamă. Eu le-am umplut dulapul cu prăjituri. Plăcintă cu mere, cornulețe cu nucă. Ce de bunătăți! Ah, formidabil! Domnul e servit. N-am chef, lasă-mă în pace. Bineînțeles, nu mai avem chef decât de șah. Măi, Ionică, ți-am zis să mă lași în pace, că mâine e simultanul. Succes! Vă mulțumesc! Mihai, n-am știut că tu joci șah. Dana, aș vrea să spun ceva după ce termini. Te aștept? Aștept degeaba. Ai jucat excelent. Bravo, Mihai! Joacă tare! Când a învățat el să joace șah? Când a participat anul trecut la Daciada? Las că spun eu. Situația e egală. Propun remiză. Da. Dana, nu știu, poate o să ți se pară caragios ce spun. Dar să știi că eu am învățat șah numai așa ca să-ți fac ție o plăcere. Să mă bagi pe mine în seama. Mi-am dat seama că ești un băiat bun de când cu fișele acelea. Da? N-ai vrea să ne așezăm puțin? Dana, aș vrea să-ți dăruiesc eu ceva. Ceva modest, dar la care țin foarte mult. E un dar de suflet. E minunat. În viața mea l-am primit ceva mai frumos. O am de la mama. Și n-o să se supere? S-ar fi bucurat foarte mult să te vadă cu ea. Cum adică s-ar fi bucurat? Mama nu mai e. Știi, ea ținea mult să-mi văd bine.
I-am promis și n-am reușit să mă țin de promisiune. De-aia sunt hotărât. Sunt hotărât ca anul ăsta să nu mă las. Bine, dar tu, în vremea din urmă, n-ai prea avut timp să înveți. Fișele mele, șahul. Nu să știi că am făcut totul cu o mare plăcere. Ești un băiat nemaipomenit. Am să vorbesc cu toată lumea. Te înscriem în campionatul de șah. Tu n-ai voie să stai deoparte. Te felicit, Mihai. Ai jucat bine. Bravo, mă, Mihai! Haide, fratele meu, că ești mare! Ați fac cinste la cinema! Haideți, hai, băieți, să nu pierdem filmul! Hai! Hai! Mă, pe cuvânt că ești deștept, mă! Ești deștept! Chestia cu șahul a dat-o gata! Ce miză! Partida-i câștigată! Ascultă-mă pe mine! Haideți! De matematică. Iisus, ce l-a pătrat? Ce faceți voi acolo? Ia poftiți la tablă. Luați-vă și caietele de temă. Tema de azi unde-i? Păi să vedeți, eu am... Ce să văd, că nu văd, nu se vede nimic. Hai, Ionică, continui exercițiu. Care va să zică x pătrat... Așa. Plus y pătrat... Așa. Totul la pătrat... Totul? Minus 200... se descompune în... Nu se descompune nimic. Trucuri vechi, puișor. Ia... Să-l văd și pe amicul tău. Mihai, poftim. Vă rog să mă scuzați, tovarășe profesoare, pentru azi nu mi-am pregătit lecția. Carnetele de note, vă rog. Ce se întâmplă cu tine, Mihai? Eu contam să fac din tine un matematician, nu? Chiar dacă n-ai vrut să mergi la o olimpiadă și acum. Tovarășe profesoară, nu vreau să-l scuz pe Mihai, dar el a participat la o competiție de șah. Poate că... Nu mă privește. Nu-mi face plăcere, dar trebuie să-ți spun 3 ca să te stimulezi pe mai târziu să iei 10. Și mătăluță puișor, tot 3. Și vezi că te amenință din nou corigență. Întâia oară ne întâlnim, întâia oară, și așteptarea ca un val mă oară. Omrazul tău îl mângâi azi, întâia oară, întâia oară, ochii tăi îi dezlușesc, și mii de vorbe nerostite amuțe. Ia mai dă-l încolo de 3, mă. Dar tu ce dai că te ascultăm așa pe gratis? Ia mai scoate niște poale în brâu. N-ai mai lăsat decât sărățele. Unde ești, mă, Mihai? Mihai, la telefon. E taică tu. Să treci, Neapandele. Hai, răbește-te. N-am găsit pe nimeni să-l anunț. Aolo, Neapandele, ia un loc aici, poate ești obosit. Mulțumesc, Ionic. Mulțumesc. Un pahar cu apă? Nu-i nevoie. Mi-am revenit. Las că știu mai bine decât voi ce am. Dar trecem, treci. Așa e, Neapandele. Nu ne lăsăm noi așa cu una, cu două, nu? Sigur. Bă, pe zevenilor, mă. Mulțumesc, tată. Nu, n-am nevoie de nimic. Cu școala? Bine, cum să fie? Tată,
E o ședință cu părinții. Da, sâmbătă. Ai putea să vii? Așa e, dar ce minune s-a întâmplat că ați venit amândoi. Îmi pare bine că vă văd. Amândoi. Măcar la aniversări și la ședințele cu părinții să fim împreună. Mulțumit de Șerban? Cred că v-a spus ce s-a întâmplat la ședința UTC. Da, ne-a spus tot și cred că i-a prins bine. Sper și eu, poftiți. Vă rog să mă iertați că am întârziat, fiind direct de la gara. Poftiți. De aceea ne-am gândit că ar fi folositor să participe și tovarășele profesoare de matematică și de fizică. În fața noastră avem dreapta. Noi îi ajutăm pe copii cât putem. Facem ore suplimentare, pregătire pentru olimpiadă, consultații, însă fără studiu individual, fără ambiție, fără muncă, nu se poate. Ori unii dintre copiii dumneavoastră nu muncesc cum trebuie, adică muncesc sub spital capacitățile lor. De exemplu, elevul Mihai Marinescu. E un elev foarte bun, dar a început-o bine și sfârșește mai puțin bine. I-am dat 3. Ce să fac? N-am avut încotro ca să-l trezesc, mă înțelegeți? Tatălui este aici? Da. Ar trebui să fiți mai sever dumneavoastră ca părinte cu el. Măi, Jari. Ce e, mă? Isoscel s-a pus cu artileria pe noi. Eu am baftă, ai mei n-au venit, dar pe taicătul l-au scos la lecție. Să rămână, tată. Știu că e supărat, dar înțelege că... Am vorbit cu dirigintele. Eu am încredere în tine, Mihai. Elevul Șerban Pascu are onoarea să invite pe colegii săi duminică la orele 18 la aniversarea celor 17 primăveri pe care le împlinește toamna aceasta. Ceremonia va avea loc în locuința personală din strada Zefirului, numărul 5. Mergem. Ținută obligatorie nu este obligatorie, prezența însă da. Adică cum, Șerbane, fără ținută? Fără? Se poate și fără dacă ți dă mâna, dar cu ținută morală. Mulți-a-ntrăiască, face cute la spate. A? Am luat-o de la unul dintre a 12. Ești bine, mă, ești bine. O să lăcrimeze Geta când te-o vedea. Ești bine? Da. Da, imediat. Haideți. Bună ziua, bună ziua. Mulțumesc. Poftiți. Hai că trebuie să vină și Șerban. S-a dus să cumpere niște șervețele până atunci. Bună ziua. El a făcut Geta gol în garderoba familiei. Cum? Nu se poate. Cine? Dar cine de gardă? He? Dragă, e casa plină de copii, e ziua lui Șerban, plinește 17 ani. Vin. Oh, bine ai venit. Intră. Poftim. Copii, o surpriză. Și acum să vă văd.
Uite, mă, ce scump e. Ce mic, ce drăguț e. Ce faci, mă? Ce faci, Dana? Nu te duci? Păcat, că merge toată clasa. Dana, n-ai spus tu că Șerban e un băiat bun? Hai, hai că ți-am călcat rochea. Dana. Da? Cred că are dreptate, mama. Trebuie să te mai relaxezi și tu. Sunt convins că o să te simți bine. Mulțumesc, tată. Văd eu. La mulți ani, Șerban. Îți mulțumesc, Dana. E un roman de dragoste. Am citit și eu jumătate din el. E foarte frumos. Cealaltă jumătate o să o citesc eu. Vă rog, puteți să dansați și cu mine? Da, sigur. Imediat. Dacă m-ar vedea, Fina râde de mine. Păi, mi-a spus că dumneavoastră l-ați învățat să danseze. Da, da. Tango și vals. Tu ce faci, nu dansezi? Nu prea știu. E. Păi să dansezi se poate și în trei? Asta se poate și în cinci. Gimnastică, nu vezi? Hai! Hai! Hai, mi-ai, hai! Hai, mi-ai! Mi-ai! A dansat, așa, așa! Dar ce-o fi cu Șerba, mă? Doar nu vrea să cumpere tot magazinul, sper. Așteaptă pe Dana. Că s-a rezolvat și problema șervețelelor. Dansăm mai departe? Nu, 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 întâi să ciocnim. Fetelor, cine mă ajută? Serviți, serviți. E făcut de mama lui Șerban special pentru voi. La mulți ani, să crești mare. Noroc. O fi făcut de mama lui Șerban, dar poate când era băiatul mai mic. Șerbane! Ce-i cu siropul ăsta? Dar ce-i vrea, mă? Am adus eu o sticluță de vodka. Oh. Hai, mă! Și mie. Pune și mie. Gata. Mulțumesc, la mulțumesc. Bine, mă, Ionica, pune... Ce e asta? Aqua Chiara! Nu e bună, dar face bine. Damen tango! La mulți ani, Șerban. Apropo de bilețel, să știi că nu mai poți conta pe mine. Pe bune. Mă așteptam să mă întâlnesc. Scuze-ne, Mihai, dansă? Mulțumesc,
Mihai, dansăm? Cavalerul meu, mai multă grijă pentru botine, sunt ale unei verișoare. Scuză-mă, n-am vrut. Profesor, vă așteptam! Bine ați venit! Șervane, la mulți ani! Excelsior! Da, da! Te rog să-ți bagi mințile în cap. Pentru tine, Dana este numai eleva Vasilescu Dana, dintre a 10-a B. Nu vreau să-mi fie rușine pentru tine. Ai făgăduit ca ai să înveți, așa cum a fost dorința mamei. Promiți? Promit. Ai înțeles, domne? Dana nu există pentru tine, ai înțeles? Clar! Le-am opiuit la toți.
Dar să-l vezi mâine pe băiatul pe teren. Bravo! Bravo! În numele organizației de tineret din uzina noastră, vă mulțumim, stimați tovarăși profesori și dragi elevi, pentru frumoasa serbare pe care ne-ați oferit-o. Bravo, Nică! Bravo! Te-a lovit din adis? Navru, mă, navru, lasă-l! Las că știu eu. Vlade! Chemați medicul! Eram sigur că l-a lovit cu intenție. Ia ascultă, n-am înțeles. De unde e ideea asta să ne facem dreptate singuri? Bună ziua! Am telefonat la spital și m-au asigurat că nu-i nimic grav. E vorba totuși de o luxație care îl va ține o vreme la pat. Problema e dacă Vlad se va vindeca până la Olimpiada pe țară. El e reprezentantul nostru la matematică. Ar fi un handicap absența lui, nu? Sperăm că totuși lucrurile se vor rezolva cu bine. Bună ziua! Dați-mi voie să spun și eu ceva, dacă se poate. Dacă aș fi știut că o să se întâmple așa ceva, vă rog să mă credeți că nu l-aș fi lovit, oricât de prieten îmi este Mihai. Și acum, sigur, o să trebuiască să mă sancționați. Să știți că eu nu mă supăr. Am făcut-o, trebuie să o trag. Eu propun să-i dăm un avertisment. De acord? Da. Și 3 săptămâni de consemnare în internat. Nu s-ar putea 2 tovarășe profesor? 4, dacă vrei se poate. Am feștelit-o, frate. Te mai doare mâna? Mă doare capul de prostiile pe care le faci. Vlade, uite florile-s din partea mea. Mulțumesc. Iar bomboanele sunt din partea lui Ionic. Ar fi vrut să vină și el, dar e consemnat. Să-i spui că nu-i port pică. Ce a fost, a fost. Gata, s-a terminat. Să știi că și Ionica e îngrijorat de povestea asta cu Olimpiada. Nu vă faceți probleme. Și în căricior de-aș fi, de dus tot mă duc. Aoleo! Era să uit. Ionica ți-a mai trimis ceva. Uite-te! Vezi că scrie ceva. Ca să știi că mă gândesc mereu la tine, Ionica. Cine sunteți dumneavoastră? Sunt sora elevei Mirela Popescu din clasa 10B. Am venit să-i aduc un pachet. Unde? E Geta. E Geta, eu mă duc. Stai, mă, stai. Vezi să nu dăm de dracu, ți-am zis. Ți-am zis să nu vină asta, e de serviciu isoscel. V-am adus banda cu timpurile verbelor în limba engleză. La sfârșit e și un supliment muzical pentru cei care obosesc învățând. Dar ce ți-ai vopsit părul? Ai, o perucă. Am arestat-o de la o mătușă ca să nu mă recunoască neamandele. Hai cu mine, hai! Știi că stă bine ca blond? Dar ca blondă. Ai trusa de machiaj la tine? Da, de ce? Ei, lasă că ai să vezi. Fă-mi o față irezistibilă. Perfect.
Dacă m-ar vedea mama acum, i-ar părea rău că nu m-a făcut fată. Și acum, casetofon avem, microfon avem. Ce-ați zice, stimată colegă, dacă îmi face o vizită în dormitorul fetelor? Ce mă, tu ești nebun? Au. Bună, fetelor! Dânsa e de la radio. M-a rugat Socrate să o însoțesc. Face un reportaj despre școala noastră. Am auzit că sunteți în clasa 10. A 10-a B! A 10-a B! A 10-a B? Mi-a spus tovarășul diriginte că sunteți implicate într-o întrecere. Ce șanse aveți? Avem de furcă special cu a 10-a C. Cu a 10-a C? Da, dar să știți că nu facem din întrecere un scop în sine. E doar un mijloc să ne mobilizăm. Da, să ne mobilizăm. Avem și o deviză, toți pentru unul și unul pentru toți. Da, mă bucur. Mă bucur și vă urez succes. Dar cu treapta cum stați? Cum să vă spun, străduindu-ne să luăm întrecerea, ne pregătim pentru treaptă. Și cu matematica, am auzit că aveți o profesoară foarte severă, lasă corigenți mulți. Da, am avut doi anul trecut. Și cum se comportă ea anul ăsta? Cum? Știți, unul dintre ei este acum chiar foarte bun. Și celălalt? Celălalt cam târâș, grăpiș. Adică e băiat bun, dar se cam ține de năzbâtii. Colega noastră, Geta, îl cunoaște foarte bine. Ce se întâmplă aici? Tovarășa profesoară, dânsa e de la radio, face un reportaj despre noi. Da? Îmi pare bine. Parcă m-aș cunoaște. Sunt profesoara Isoș Babaldovin. Ionică! Ce-i cu mascarada asta? Este inadmisibil, tovarășe profesor. Trebuie să fie aspru sancționați. Pentru că disciplina e disciplină. Dacă mă dă afară din internat, am încurcat-o. Dracu m-a pus. Bună ziua! Dar totuși, dacă... Nimic! Foarte frumos! Da, intră! Tu ce cauți aici, Mihai? Tovarășe diriginte, am venit să vă spun că de fapt eu sunt vinovat. Adică eu am avut ideea aceea și... Vă rog pe mine să mă pedepsiți. Nu e adevărat, tovarășe diriginte. El n-are absolut nicio vină. Și nici Geta nu e vinovată. Da, da, uite ce, eu știu exact ce s-a întâmplat. Mie să nu mă umblați cu brașoave. Am să vă scad nota la portare la amândoi, și ție și Getei. Asta înseamnă că ați tras toată clasa în jos. Hai, plecați, plecați! Hai, copii, nu stați, nu stați! Munciți! Haide! Haide! Bună ziua! Hai, 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 nu stă nimeni, nu stă! Hey. Uite-o pe Dana! Iar a lăsat-o Șerban singură. E lotul lor! Hai să-i dăm o mână de ajutor, că noi încă am terminat ce avem de făcut. Fugi de aici, bă, nici mă gândesc! Sigur, de ce te gândești? Că doar tu nu faci parte din clasa asta. Bine, hai să mergem. Hai! Dana, te ajutăm în muncă? Bine, dacă vreți să bați voi cu mine. Știi, Mihai, voiam mai de mult să te întreb. Tu ești cumva supărat pe mine? Nu, nici fără. Mi s-a părut că mă eviți. Nu te-ai prezentat nici la concursul de șah. Eu vorbisem pentru tine. Spune-mi sincer, Mihai, te-am supărat cu ceva? Nu, nu m-ai supărat cu nimic. Așa, așa. Uite, e de ceva. Așa. Ei, gata! Da, da, mai avem puțin și am terminat. Să nu uitați după amiază la ora 5 și ne vedem la Gara de Nord. Te dai mare, faci jurăminte și când colo ești o mămăligă. Fugi cu sapa în spinare să fii lângă ea. Chipurile pentru prestigiu clasei. Sau dacă n-am făcut-o pentru noi toți. Măi! Alo? Șerbane, eu sunt.
De ce n-ai venit astăzi la parc? Nu ți-am spus, domnule, că trebuia să duc racheta de tenis la reparat? Și numai astăzi puteai să o duci, așa-i? Vezi că după amiază vine și Socrate la gară. Dana, ți-am mai spus, eu nu cred în convenționalisme. Am uitat că tu ai stilul tău. Bravo! Mele. Te felicit din toată inima, Vlade. Ne-ai făcut o mare bucurie. Premiul întâi la Olimpiada pe țară înseamnă foarte mult pentru noi toți. Și pentru colegii tăi. Pe tine nici nu te mai pun la socoteală. Și? Piciorul? Da. Mai salit ca oricând. Eu acum ce să spun? Vino să strâng mâna. Bravo! Mulțumesc! Bravo! Hai, vino să te pup! Vlade, eu cred că fotografia mea te-a vindecat. Așa e, Nică, băiatule, de câte ori îmi priveam, mă gândeam la Jet. Și uite așa m-am întrebat. Ionică, dacă vrei să se gândească Vlad la tine, trebuie să-i dai fotografia mea. Geta? Ia-te tu fotografia încoace. Hai repede. Auzi, ce cu Șerban? S-a întâmplat ceva cu el, de ce n-a venit? Nu știu, tovarășe diriginte. Nu știu. A fost anunțat? Ba da, a fost. Acum aveți încă două strunguri pe cinste. L-am verificat, mergeas. Poftiți procesul verbal. Să-l semneze și tovarășa directoare. Așa, patron, mai zic și eu. Salut, băieți! Salut! Să știți că în curând vă mai facem o surpriză. Muzicală? Ai măsurat bine, Mihai? Da, tovarășe, maestru, uitați. Ia dă să văd și eu. Ai greșit cota. Nu se mai poate face nimic. Ei, acum s-a dus, s-a dus. O să ne prezentăm cu o piesă mai puțin. Dar păcat, făcuse și o treabă bună. Vreau să vă rog și eu ceva, tovarășe, maestru. Nu îmi dați voie să rămân în continuare să o fac din nou? Nu se poate. După voi vin alții și strungurile sunt ocupate. Dar la noapte nu se poate? Sigur că nu se poate. Ce faci, maestre? Ai descoperit o nouă metodă, le rezolvi în somn. Nu, mă gândeam. Uite ce e. Până când nu mă întorc, eu nu te culci. Și te duci în sala de lectură că aici te trage patul. Executarea! Nu înțelegi că nu mai pot? Mă, Ionică, tu uiți că mâine aventezi, ai chef să rămâi din nou corigent? Dar tu unde te duci? Să fac o serenadă. Pasă ție, măi, Adriane. Unde ești, Ionică, să vezi ce prieten genial ai? Ce faci tu aici, mă, băiete? Ce-i cu tine? Nene, cum să vă explic? Eu trebuie să fac o piesă. Noaptea la strung? Azi dimineața a stricat una și mâine trebuie neapărat pusă la expoziție. Ești elevul nostru? Da, Marinescu Mihai dintre a 10-a B. Ce faci, mă? Iar dormi? Ai rezolvat problemele? Numai două. Și mâine ce ai să faci? E, las că știi tu. Prietenul la nevoie se cunoaște. Da, să aștepți tu mult și vine, da. Te-ai dat și tu cu isoscel, mă? Mm-hmm. Bună, Dana! Neața! Am să te rog să mă ierți pentru că n-am putut să vin aseară. Am avut o chestiune cu mama, cu tata, cu niște musafiri. Te-am așteptat aproape jumătate de oră. Bineînțeles că n-am mai intrat la film.
Zău, îmi pare rău. Da? Gata, să mă duc. Hai mai repede. Ia te-mi dauzi. Da, 10. Hai să-i trebuie. Da, 10 de aia. Da, mă, știi, da. Mai eu arăștept. Mihai, vezi ce faci cu Ionica, că ăsta o zbârcește la teză. Nu vrea, mă, nu vrea, așa e el, că pus. Cum să nu fie, mă, uite-te aici, na. Ascultă, Mihai, eu n-am chef să ne facem de baftă din cauza lui, da? Păi atunci ia-l tu în bancă lângă tine și suflă-i tu. Ia mai lăsați-mă, mă, în pace, că mă descurc și singur. Uite, uite, fii Dana și Mihai, repede la tovarșa directoare. Bine-am asta, fie ca voi. De ce nu fii chemând? În cauza mea. Dar ce s-a întâmplat? M-a prins portarul azi noapte. Ateliera, am făcut din nou piesa. Bună ziua! Bună ziua! Știi despre ce e vorba, da? Da, mi-a spus Adinaur. Pe tine te-am chemat pentru că răspunzi de clasă din partea comitetului UTC. Mihai, gestul tău e foarte frumos, l-am înțeles. Trebuie să știi că sunt niște rigori de la care nu ne putem abate. Dacă pățeai ceva, dacă ți se întâmpla ceva rău, ai fi putut merge la tovarășul diriginte să-i spui sau să vii la mine, nu? Am fi găsit o soluție împreună. Dana, cred că ar fi bine să nu-l sancționați nici voi. Asta e tot ce am vrut să spun. Bună ziua! Bună ziua! Tovarășa profesoară. Da, da, știu, 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 știu. Trece să lucrurile voastre. Ivana, știi să... Ionică, puișor! Locul tău e în dreapta lui Mihai. Tovarășe profesoară, eu mă concentrez mai bine pe rândul ăsta. A, tocmai, da, 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 știu, știu, știu. Tocmai de aceea să nu te doară capul de prea multă concentrare. Așa că, repede la locul tău. Hai mă, zi și mie ceva, zi și mie măcar un subiect, hai! Mă, ți-am spus clar că nu! Ți-am spus... Ce se întâmplă acolo? Ai terminat, Vladule? Da. Rămâi în bancă. Ionică, cât fac unul și cu unul? Doi. Doi. Cu doi cât o să luați împreună, n-o să mai treacă niciunul clasă. Cu doi. Stai jos. Mihai, ai terminat? Bine. Deci în ultima bancă. Ionescule, Ionică, să știi că operele de artă nu intră în nota de teză. Vă rog, strângeți tezele. Bună ziua. Bună ziua. O clipă, vă rog, nu pleacă nimeni. Bine, mă, Mihai, de ce nu l-ai ajutat? Adică cum să-l ajut? Îți cădea mâna dacă îi făceai ceva acolo, măcar de un 5. Dă-o încolo, da, Mihai, Șerban are dreptate. Acum, dacă rămâne corigent, da, ce facem? Da, mă, Iadra, ce n-o să aibă niciun corigent? Dar de unde ați scos-o voi că n-a vrut să-l ajute? Dacă l-a mutat Isos cel... Ia mai terminați odată. Mă pasați așa ca pe o minge de la unul la altul? Ce credeți că sunt eu? Nu să taci, la urma urmei nu este vorba de tine. Sigur este vorba, este vorba de interesul clasei noastre. Asta, Elia, ai pus degetul pe rană, dar pe el nu-l doare de interesul nostru. Tu vorbești, Șerbane? Tocmai tu vorbești de interesul clasei? De câte ori te-a durut pe tine cu adevărat de ceea ce se întâmplă cu noi? Îl acuzi pe Mihai că e numai pentru el? Voi știți că băiatul ăsta a fost azi noapte în atelier și a refăcut piesa pentru expoziție? Adică să câștigăm cu falsuri pe necinstite? Asta ai vrut să spui, Șerbane? Păi asta e principialitate? Dacă nu suntem în stare, să ne fie de bine. E clar că n-ați înțeles nimic. Cum o să pledez pentru necinste? Eu vreau să discut doar despre o atitudine lipsită de colegialitate. Și atât. De data asta te rog eu să mai rămâi o clipă. Dana, lasă-mă să spun și eu ceva. Dacă e vorba de colegialitate, să vă spun pe-a dreaptă. Nu există decât un singur vinovat. Eu. Vedeți cu cuiele din capul meu?
Mihai mi l-a făcut. El m-a bătut la cap, m-a descălit, m-a închis în dormitor să învăț. Nu m-a lăsat să merg la cinema și la meci. Așa e, Geta. Spui și tu odată adevărul. Iar azi noapte, dacă mă mai ajuta puțin, nu mai dormeam deloc. Să știți că s-a jurat că nu o să însufle și s-a ținut de cuvânt. Da. Adevărat. Nu e adevărat. Hai să mergem. E numai frâna lui Ionică. Parcă vrei să mai spui ceva, Dana. Cred că nu mai am să spun nimic, Șerban. Tabloul original al pictorului Nicolae Grigorescu, Atacul de la Smârdan. De altfel, pictorul însuși a participat la războiul de independență, imortalizând prin talentul său cele mai reprezentative momente ale luptelor și jertfelor aduse de ostași. S-a întâmplat ceva, Dana? Nu, nimic, tovarășe diriginte. Cred că sunt puțin obosită. O fi din cauza campionatului. Ai grijă. O să mai vorbim despre asta. În urma participării active și victorioase la războiul din 1877-1878, atât prin tratatul de pace de la San Stefano, cât și prin congresul de pace... Dana, ce-i cu tine? Din anul 1878, Mihai, nu mă simt prea bine. România a obținut... Vrei să mă înțelegi puțin? Sigur că da. ...independenței de stat. Uite, mergem până... Mihai! Îți mulțumesc! Să nu spui la nimeni că mi-a fost rău. Mă urmărește și acum comportarea lui Șerban. Cred că am făcut bine punând punct acestei prietenii. Sunt îngrijorată de tulburările de vedere. Sper să nu fie nimic grav. Trebuie totuși să-i spun mamei, dar mă tem că nu o să mă mai lase la concursul de șah. Hai, Dana, grăbește, te-ai întârziat! Oh, iar să fie de șah! Ce-i cu tine? Ai dormit îmbrăcată! Scoală-te! Auzi, Mihai? Mă tot gândesc la discuția de ieri. Tot dacă Dana asta nu e o fată bună, ce-ar fi să-i mai pui o floare? Hai să vedem ce iese. Hai, mănâncă mai repede, că întârziem. Măi, să fie. Hai, Cătălin, mai repede, că întârziem. Trebuie să spun ceva neapărat. Nu aici, hai cu mine. Ți-a plăcut, bă? Cum ți-ai permis, mă? Cum ți-ai permis? Uite că am citit și bine am făcut. Să-ți fie rușine! Și zi, ce era cu tulburările alea? Nu știu, că atât am apucat să citesc. Dana, să știi că știu absolut tot. Neapărat trebuie să le spui părinților tăi și neapărat trebuie să mergi la doctor. Ai dreptate, Mihai. Ești un adevărat prieten.
Ești totuși un mare măcar. Ei, cine a învățat poezia lui Nichita Stănescu? Spune tu, Ionică. Sentimentul soarelui răsărind, împreună cu cea mai suavă doină din fluier, copacul sub care m-am sărutat întâia oară. S-a încurcat săracul. Ce se întâmplă, Ionică? Iertați-mă, tovarășa profesoară, nimic, un lapsus. Stai jos. Cine continuă? Poftim. Bolta, ciorchinele cu 1000 de boabe, surâsul bărbătesc al tatălui meu, primul meu fir de păr alb și mersul grațios al adolescenței, ale tale sunt patrie din totdeauna. Această secera mea și meu acest ciocan, spicul da, negru, mare măgar. De frumos, ca și de ce v-a râs, fiindcă testul meu a fost genial. Aceste sonde, ce test? Care parcă stau de vorbă cu miezul pământului. Îți spun dacă ții înapoi măgarul. Și această demnitate a brazilor, scriind pe cer numele tău, ale tale sunt patrie din totdeauna. Mihai, nu vrei să pricepi? Am avut bănuiele, acum sunt sigur. Dana a crezut tot timpul că Șerban i-a pus flori. Știi cum a aruncat-o și cum l-a privit? Eu am văzut tot, eram în picioare. Trebuie să afle că tu ești ăla. Fetelor le place consecvența. Ascultă-mă pe mine. Mă le-o fi plăcând lor, dar și mie îmi place. Bună ziua. Să rămână. Da, ai făcut bine că mi-ai spus. Și eu am observat ceva. Dar vă rog frumos să nu-i spuneți că ați aflat de la mine. Îți promit, Mihai. Uitați-vă, fraților, i-am luat pe toți. Ușurel că mai avem un hop. Ce hop, Vlade, văd că suntem deja pe creastă. Sunt în excepție. Ia uitați-vă mai bine la linia verde. Acolo e o vale și în vale e Ionică. Dacă într-o săptămână nu-l facem alpinist, adio, creastă. Fac ce fac și iar ajung vedetă. Am și eu talentele mele, mă, băieți. Glumă e glumă, Ionică. Dar de azi înainte te prezinți în fiecare zi la mine cu plaiva și caiet, băiatule, ca și poate. Bravo, 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 bravo. Bravo. Așa e, domne, bravo, așa e. Sigur, sigur, sigur. Bravo, fraților. Voi vreți să faceți alpinist din mine tocmai acum, pe ultima săptămână de metri? Și în schimbat și antrenorul? Păi dacă n-a scus de mine. Mă predau, mă predau. Stați așa. Ionică, da. Îți iei angajamentul în fața clasei? Mi-l iau. Perfect. Dar nu e echitabil. Trebuie să-l ajutăm și noi. Eu mă ofer cu vitamina B6. Eu am fost fobion, drum pentru musculatura celulei nervoase. Măi, mai am și eu niște lecitine de când eram eu mic. Lasă-mă că vă arăt eu ce poate băiatul. No, ca no, dar lui Soscel se arăt. Nu mai pot. Nu mai pot. Zău că nu mai pot. M-ai terminat. Nu mai pot. Ce mai vrei, mă? Ți-am adus masa la sufertași. Geta ți-a trimis prăjituri. Pe ăsta l-am băgat în colț. Uite, ți-am luat ventilator să-ți oxigenezi mintea aia. Ce mai vrei? Acum, ce mai vrei? Să-i fac o serenadă? Nu, vreau un lichean cu apă rece pentru picioare. Mai sunt câteva zile până la sfârșitul anului. Mâine merg cu tata la doctor. Hai, curaj, Ionică. Aș mai avea eu ceva, mi-e dor de niște poale în brâu. De ce râzi, măi, răule, răule, de ce râzi? Și zici că ai mai vrea niște poale în brâu? Da, mă, am nevoie de niște calorii. Păi atunci de ce nu te servești? L-am pus la tine în dulap, căzi nu te mai ostenești căutându-le. Măi, Ionică, stai, lasă prăjiturile, mai uite, mai ai un capitol și ești tobă. Mâine ziua cea mare și gata. Păi să mă omor și nu-l mai învăț pe ăsta. Doar dacă faci și tu pentru mine ceva. Păi, fac orice, că nu mai pot nici eu. Juri? Jur. Ai jurat să nu dai înapoi? Bine, mă, bine. 6, Dana. Thank you.
Tu mi-ai pus florile? Și anul ăsta și anul trecut? Da, eu le-am pus. Află că nu mă interesează. Află că nici pe mine nu mă interesează. Și îmi pare rău că m-am luat după Ionică. Și să știi că anul ăsta m-am jurat că n-am să mă las. Poate nici nu știi, din cauza ta era să nu țin promisiunea. Noroc că am fost tare. Oricum n-ai înțeles nimic din toate frământările mele. Mihai, tu i-ai spus lui Socrate să mă ducă tata la doctor. Ce bine stă cu ochelari. Îți mulțumesc, Mihai. Y3 egal 1 supra X1 X plus 1 supra X2 plus 1 supra X3 egal cu X2 X3 plus X1 X3 plus X1 X2 supra X1 X2 X3 egal cu minus 7. Ecuația de gradul 3 care are ca rădăcini pe Y1, Y2, Y3 este următoare. X la a treia minus 7X pătrat plus minus X plus plus 1 egal 0. Ai văzut că se poate, Ionic? 9. Ia să vedem dacă ți iese acum media. Îmi iese și cu 8, tovarășa profesor. Ei, dar tu mereți 9. 9. Și cu asta am terminat. Și ultima oră și ultima zi din clasa 10. Ah, tovarășul diriginte, vă rog să mă scuzați, dar nu v-am văzut. Păi ce, nu mai ai să aibă emoții? A, vă felicit! Ați câștigat întrecerea! La revedere și ne vedem la treaptă! Bravo, Ionică! Bravo! Bravo, Ionică! Bravo, Ionică! Ia uite acolo! Bravo, mă! Vezi că poți? Bravo! Deci ar trebui să plătești pentru emoțiile tuturor colegilor tăi. Bravo și ție, Mihai! Bravo, mă! Bravo și vouă! Uite că am mai trecut încă o etapă din viața noastră. Și o să vină altele, mereu altele, mereu altele. Totuși să trecem de ele cu fruntea sus, nu? Să avem încredere că se poate mai bine și mai mult. Este? Se poate sau nu se poate? Nu spune tu așa? Bă, da. Nu putem? El că se poate, nu? Ionică! Hai, lua 10. Numai tu și cu Vlad ați luat 10. Și tu ce ai făcut? Eu 5 și cu 2, 7. Mai nebunim cu atâta matematică. Tana, ce a făcut? O, Dana, felicitări, ai luat 9-9-10. Și Geta? A luat și Geta. Felicitări, Geta. Mersi. Bravo, Vlad. Să-ți
Dar n-aș vrea să-ți dăruiesc și eu ceva. E un dar la care eu țin foarte mult. Să mai fim lice. Yeah.